Salutare micuților și bine v-am regăsit la un nou joc pe acest canal. Abia s-a lansat astăzi când nu joc este 11 februarie. Mă rog, când o să vedeți voi clipul ăsta 12 februarie. Jocul a apărut pe 11 și este nou nouț Liter Nightmare 2. Știți foarte bine ca noi în trecut am jucat primul joc, primul Liter Nightmare. Și vreau să văd ce poate să vină, cu ce poate să vină al doilea joc din serie. O să vedem și înainte ce acum suntem într-o cameră. Suntem pe un hol. Este verde, cărămici foarte minuscule sunt în aer. Ba nu, sunt gândaci. Ce frate aici? Ok? Ok, era e un ochi. Uite, mamă, și pe mine, bă. Hai, mă, gheuță. Încă. Opa. Mamă, ce-mi place jocul ăsta. Nu știu, frate, mereu mi-a plăcut jocurile de genul. Mereu. Mi se pare așa... Cielanu, știi? Da, când am luat-o bine, bă, și sărim, yes. Primul obstacol a fost încheiat, dar ce frate cu pușca aia acolo, e o pușcă, bă, n-am intrat într-un, acum intrăm într-o canalizare, sau să ceva, vreau să fie, o canalizare, uite și am trecut copilul. Acum să vedem cum putem după cătrele. Acum să vedem întâlnitul această canalizare. O, acest canalizare ne-a dus într-un loc foarte, foarte îngust și foarte mic. Deci că suntem într-un cușciug, să zicem așa. Apa asta că am găsit aici un mic pantofel. Bine, pe lângă mine e jumătate din... What the fuck? Ce acolo, bossule? Ce, pe tot o mână? Ok, trebuie decât să mă aprind cu mâinile. Asta că avem aici un copac, l-am ocolit, bam, bam, frumos. Sări frumos. Până acum e foarte, foarte, foarte tare. Acolo avem un capcană. Da. Am vrut să vă arăt ce face această capcană dacă ne ducem tare. Opa. Am cantat. Mamă, cât de mult îmi place jocul ăsta. Deci n-am nici idee cât de mult îmi place jocul ăsta. Bune, fără niciun păcat. Îmi place mult. Dă-i. Ok, cred că n-am făcut un lucru bun. S-a bădat, pentru că acum ar tragem. Să reușim să ne cățărăm mai departe, să continuăm profesia jocului. Bun, am împins asta până la sărzit, acum sărim. Ia să vedem cine mai așteaptă pe drumul nostru cel drag. Oh, și. Bagă-o fugă! Nu! Holy shit! Mamai! Piatra asta are să mă omoare. Nu fac un nerder. Bun, s-a salvat jocul. Aici e o chestie foarte nasoară. Căci nu... Cred că știu. Da. Deci trebuie să ajungem sus, să dăm de manetă, să ne pice ce butie.
Dacă aici avem o frânghie, să vedem cum o putem accesa. Oare trebuie să sărim? Da. Ok. Uite aici, manivelă. De aici vine ideea de la manivelă. Dacă știi cum zic. Ok, dai, și acum ceva, că nu prea am ce să fac. Avem frânghii? N-avem nimic. Uite bă, gata, că avem aici chestii. Și acum uite că trebuie să ne cumpărăm, să ne cățăm pe aceste garduri. Ok, să ne continuăm aventura. Ia uite ce fuge. Ce faci mă aici? Răuțoara, uite excrementele unui hapar n-am. Ce m-a speriat, ești de bun? Băi, ești nebun. Excelent! Băi, IQ 2000. IQ 2000. Nu, băi, bune, chiar nu mai IQ 2000. Nu e așa, băiți? Bă, ca să vă faci o idee, eu, la jocurile astea, mă chinui foarte tare de grep. Mă chinui extrem de tare să joc acest joc, pentru că sunt de prea multe butoane de apăsat în același timp. Bun, cred că de aici mă arunc, dacă mă arunc, cred că mor, așa că hai să vedem dacă hai să văd pe unde să cobor. Uite că n-am murit. Băi, este bine. Mă, acum, morminte. Uite și eu de aia ca în Tom și Jerry. Ia stai. Bun. Ia bățul, frate. Bun, hai că am dupt și capcala. Ia să vedem. Opa, alt pecișor. Păi aici avem niște corevi de păsări. Una, două, trei, patru. Și a patra este în copac. Bun, deci trebuie să iau acest obiect, pentru că nu mi l-a pus degeaba. Să vă facem. Păi n-am știut. Da, mina era de ajutor pentru că efectiv sunt foarte multe capcane. Uaș, mamă, du-te bă că nu cred așa ceva. Opa. Dacă trebuie să mai fie una pe aici. E imposibil să nu mai fie. Dar nu așa mă departe. Nu mă sunt perfect. Păi vreau să spuneți dacă vă place acest joc, că mie îmi place foarte mult. Bun, am reușit să sar după foarte mult chin. Opa, am ajuns într-un deal. Am ajuns la o casă, băieți. Vedem aici cu
cuști, foarte multe cuști. Avem aici un negan cu un bolnic. Avem aici niște scări. Da, și uite că noi trebuie să ne urcăm aici. Să ne dăm în casă. Bă, băieți, cam asta vă scriu pe aici. Sper că v-a plăcut. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să ne jucăm acest joc. Poate-l terminăm. De ce nu pe live? Bă, da, a fost. Hai, v-am pat. Ciao.